Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjan. Ne îndreptăm atenția astă seară din nou spre Novaci, spre ce se întâmplă la Liceul Teoretic Novaci și ce se întâmplă cu liceenii din Novaci, pentru că au foarte multe activități, multe proiecte. Revine în studioul nostru doamna Mădălina Popica, directorul acestei instituții de învățământ, căruia îi spunem bun venit! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație! Spuneam că se întâmplă multe la Novaci, sunt multe lucruri interesante pe care o să încercăm să le amintim în această seară. Suntem, cum spuneam, evenimentul s-a desfășurat ieri și se referă la un proiect, Erasmus Plus, din care face parte sau fac parte și copiii, elevii de liceu din Novaci. Până o să dăm drumul la reportaj, prezentați-ne pe scurt acest proiect. Ce s-a întâmplat de fapt ieri la Novaci? Liceul Teoretic Novaci este partener în acest proiect Erasmus Plus, finanțat de Uniunea Europeană și inițiat de Asociația STRIT din Craiova. Și în cadrul acestui proiect, ieri a fost una dintre etape, numită până la urmă audierea publică. Tinerii în centru, atenția au fost și ieri în Novaci, dar scopul acestui proiect este de fapt inițierea și înființarea unor centre de tineret în 6 localități din Oltenia. Ca atare, Novaciul din Gorj este singura localitate în acest proiect, iar tinerii noștri din liceu vor să se implice activ după încheierea acestui proiect, adică după data de 30 noiembrie, în înființarea unui centru de tineret în Novaci. Păi, haideți să vedem întâi reportajul și apoi discutăm mai mult pe seama acestui eveniment. Sigur. Numele meu este Marius Ungureanu, sunt elev al Liceului Teoretic Novaci în clasa 12-a, profil uman și dețin funcția de președinte al Consiliului Elevilor. Susțin înființarea unui centru de tineret pentru că ar fi de mare trebuință în zona noastră. Am luat parte la câteva proiecte unde am cunoscut mulți tineri cu potențial, iar întreprinderea diverselor activități este un lucru util, eu însumi fiind foarte pasionat de domeniul artistic. Acest proiect ar ajuta de asemenea la conservarea tradiției acestui loc și punerea în valoare a talentelor. Doresc să mă implic cât mai mult, să împărtășesc toate cunoștințele mele și să fac mai cunoscut acest proiect. În luna mai acestui an s-au aplicat în cadrul liceului teoretic 100 de chestionare, în urma cărora ni s-a dus la cunoștință faptul că mai mult de jumătate dintre tineri întrebați ar fi interesați să practice voluntariatul. Doar că mulți dintre aceștia nu sunt bine informați cu privire la beneficiile voluntariatului și nici nu au avut posibilitatea de a se implica în proiect. Concluzia trasă la finalul aplicării chestionarului e una simplă. Tinerii doresc să participe la activități și proiecte, dar lipsa posibilităților reprezintă o barieră fundamentală de stâncare. În scopul ameliorării acestui inconvenient, dorim să prezentăm beneficiile și importanța unui centru de tineret în comunitatea noastră. În primul rând, acest centru reprezintă o modalitate pentru tineri de a-și petrece timpul liber într-un mod plăcut și eficient, benefic pentru dezvoltarea lor personală. În cadrul centrului pot exista activități precum ore de consiliere psihologică, orientare profesională, cluburi de dezbatere, ateliere meșteșugărești de vânătorie, cursuri online de limbi străine, pictură, dans, muzică, teatru, sport și multe altele în funcție de cererile și nevoile tinerilor implicați. Acoperind un plan foarte vast de acțiuni, de la formarea de asociații sau participarea în organizații, de la voluntari în diverse activități și a reacționat critic la injustiții în comunitate, participarea civică și voluntariatul încurajează dezvoltarea unei cetățenii active. Astfel, tinerii comportă un interes special. Ei se implică activ în evenimente, în primul rând ca elevi în cadrul diverselor programe școlare și în al doilea rând ca beneficiari în cadrul programelor instituțiilor și organizațiilor de tineret. De exemplu, avem acel festival urcat cu Ionă, putem face activități de promovare a acestuia, să atragem turiști, adică oameni care să vină la ea și vină alte părți, numai din zona noastră. Avem multe personalități care au contribuit, de exemplu, în prezidență putem să facem și mai cunoscut și la faptul că a contribuit în mod enorm la dezvoltarea orașului. La centrul de tineret pot fi voluntari care
pot afla, eu vin de la bunicii noștri, obiceiul, dati, putem să facem expoziție de consume tradiționale din zona noastră, la centrul de tineret. Astea au fost depozițiile depuse la Novaci în urma acestei audieri publice. Cu siguranță ne dorim ca această audiere publică să fie un mod prin care tinerii împreună cu autoritățile și cu factorii de decizie să comunice în continuare, să nu fie doar o dată și așa cum am avut ocazia ca tinerii să spună ceea ce își doresc, autoritățile au spus cum pot să susțină și celelalte persoane prezente, pentru că mi-e greu să spun numele la fiecare, ca să sunteți foarte mulți, cum ați spus punctul de vedere, cu siguranță poate să fie, să se creeze idei frumoase pentru viitorul tinerilor, pentru viitorul comunității. Și cu siguranță și domnul primar se bucură când tinerii dezvoltă în comunitate activități și cum este, ducem numele frumos mai departe. Dacă avem organizații non-guvernamentale de tineret cu personalitate juridică înființate conform OG26, normal că acestea pot să gestioneze activitatea centrului, pot aplica la proiecte, pentru că centrul de tinere singur nu poate aplica la niciun proiect. El, ca centru. Dar, ideea este așa. Nu problema utilităților este cea mai spinoasă, adică asta e deja depășită, ci modul în care va fi funcționarea efectivă, modul în care se vor implica în realizarea proiectelor, fie că vin la concursurile de proiecte locale, fie că aplică la proiecte naționale ale MTS-ului, fie că obțin finanțări pe proiecte de la autoritățile locale, dacă vor fi interesați să facă așa ceva. În ceea ce privește resursele materiale, nu vor fi probleme, cei 70 de metri pătrați cred că pot fi și în această clădire, din câte mi-amintesc că are peste 1000 de metri suprafață desfășurată. În ceea ce privește resursele umane, doar liceul are vreo 600 de elevi, mai există și altă licee în zonă, sunt câteva mii de absolvenți, așa că va avea cine să se ocupe. Pentru coordonare este treaba tinerilor și sunt convins că și vor găsi soluții. Centrul ăsta poate să ajute foarte mult, pentru că nu neapărat în activitățile acelea extracurriculare, haideți pe care le facem la școală, să fie implicați și alții, nu neapărat, resursa umană din școală. Ești foarte puternic dacă ești într-o echipă. Dacă ești pe cont propriu, nu faci nimic în viață. Și atunci este foarte important ca cât mai de tine să înțelegeți lucrul ăsta, să vă asociați și să vă respectați, să vă cunoașteți în primul rând drepturile și să vă respectați unii pe alții. Pentru că altfel nu se poate. Și face foarte bine și domnul primarul felicit și pe Horatiu Gorun, director de la Tineret și Sport, pentru că vin către voi și fac astfel de lucruri. Eu am înțeles despre ce e vorba. Eu aștept să se întrunească într-o asociație sau în ceea ce doresc la o asociație. Inițiativă, propuneri și colaborări. Da, interesante lorile de poziții de la Novaci, favorabile acestui centru și în același timp faptul că ați adus la această masă a discuțiilor atât conducerea Direcției Județene de Sport și Tineret, cât și conducerea Inspectoratului Școlar, cât și primăria, deci administrația locală, bineînțeles conducerea liceului pe care o reprezentați, dar în același timp foarte mulți tineri, remarc aici și participarea lectorului universitar Adelin Ungureanu de la Universitatea din Petroșani, cel care este fost elev al liceului, da. Deci cumva au venit cu pregătiți și din acest punct de vedere. De ce, să spunem așa, sau să începem de aici, de ce nevoia unui centru de tineret la Novaci? Nevoia unui centru pentru tineri a existat totdeauna. Dacă stau să mă gândesc, și eu am fost și am petrecut atâția ani, tinerețe, am petrecut-o în Novaci și nu am avut... Liceului, și fost eleva al liceului, sigur că da, și nu am avut niciodată un cadru organizat în care să ne întâlnim tinerii și cu atât mai mult să ne spunem oficial
părerile. Până la urmă, ieri a fost un exercițiu de democrație. Eu așa l-am văzut, pentru că au fost ascultați. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Și nu doar de dascăli. Pentru că foarte important, de asta și subliniam faptul că au venit și oficialitățile exact. Cu acest prilej. Da, ei au idei foarte frumoase, dar trebuie susținuți până la urmă în ceea ce, în ceea ce fac. Vorbind de acest proiect Erasmus, până la urmă Erasmus Plus, care se întinde, iată, pe mai multe județe și Novaciu este unul dintre parteneri. Aveți, să spunem așa, iată, tinerii și-au luat soarta în propriile mâini, cum s-ar spune, și vor acest centru care, din câte îmi dau seama sau din ce am înțeles acum, va putea fi undeva funcțional chiar sau ca și proiect, că va dura până va apărea, dar va fi undeva 30 noiembrie sau ceva de genul, sfârșitul lui noiembrie. Proiectul durează, proiectul, deci de audierile publice, de implicarea autorităților și după aceea tinerii urmează să se organizeze într-o asociație cu personalitate juridică și să fie sprijiniți de autoritățile publice, de alte instituții, de organizații non-guvernamentale, să... Bun, cum ați ales acești, cum au ajuns acești tineri să se regăsească în această sală și să meargă spre audierea publică? Este al doilea proiect Erasmus Plus pe care noi îl desfășurăm cu asociația STRIT. Anul trecut am fost parteneri în proiectul Sunt Activ și câțiva tineri din liceu au mers la Craiova, au luat contact cu ceilalți tineri, cu membrii ai acestei asociații și au fost până la urmă învățați să se exprime liber. Și acum, proiectul acesta, Tinerii în Centru, deja sunt câțiva elevi ai liceului din Novaci care au mers la întâlnirile de proiect, însoțiți de domnul profesor Cosmin Covrig, și care este până la urmă unul din nucleele acestui proiect în liceul din Novaci și s-au întors cu idei, au învățat foarte multe acolo în proiect. Această audiere publică, un exercițiu democratic până la urmă, a adus, să spunem așa, și alte, avem proiectul, sunt tineri implicați, dar am avut un feedback, o reacție și a autorităților? Înainte să aibă loc această audiere publică, tinerii au mers la ședința de Consiliu Local și au discutat și au prezentat intențiile și dintre consilieri au fost cei mulți care i-au susținut. Deci au văzut benefică activitatea tinerilor. Deci eu aș putea să spunem că suntem o localitate fericită. Pentru că există colaborare și autoritățile locale sprijină activitățile tinerilor. Ei au avut și până acum activități de voluntariat în cadrul diverselor zile, cum este ziua educației, de ziua învățătorului, au avut diverse activități. Dar este, cred că, momentul să își ia soarta în mâini și să se conducă până la urmă singuri. Da, remarc încă un lucru, nu neapărat referitoare la această acțiune, dar ca și idee, aveți mai multe proiecte, mai multe colaborări și cu parteneri străini la liceul din Novaci. Sunteți printre unitățile liceale care, să spunem așa, excelați pe această direcție a colaborării și cu parteneri externi. Dați-ne câteva amănunte pe acest segment. Da. De 6 ani de zile, noi desfășurăm un proiect bilateral cu un liceu din localitatea Mayen, din Franța, care constă în schimburi de experiență, grupuri de elevi, de 25 de elevi români însoțiți de câțiva profesori, 3-4 profesori
se deplasează în fiecare primăvară în Maien, participă la activitățile, timp de o săptămână la activitățile care se desfășoară și didactice și extrașcolare de la acest liceu și, în general, toamna vine grupul de elevi și profesori francezi la noi în România. Acest parteneriat cuprinde, să zic așa, și activități de genul conferințelor, participărilor la festivalul european pe care îl organizează în Maien o dată la 3 ani Asociația Salvați Satele Românești și poate că nu este întâmplător și faptul că în noiembrie două profesoare de la noi de la liceu, e vorba de doamna profesoară Otilia Giurca și doamna profesoară Iulia Giugiulan, împreună cu domnul primar, au primit invitație de a participa la o conferință pe teme de învățământ și sănătate în Maien. Da, iată o întâlnire care se poate, adică cu siguranță va avea și urmări pozitive ca și experiență cel puțin și pentru unitatea din Novaci. Pentru că a venit vorba de proiectele acestea cu finanțare europeană, sunt școli care au mai multe, sunt școli care au mai puține, dar problema e, cred că unde este o carență a învățământului românesc în general, este să valorifici aceste, deci să nu fie doar partea turistică, să spunem așa, sau e importantă și aceasta, mai ales prin vorba de copii, dacă ajungi și în străinătate. Dar contează foarte mult experiența și cu ce vii de acolo. E, din ce spuneți dumneavoastră, iată că există experiența pozitivă și dovadă sunt inclusiv acest proiect Erasmus Plus, tinerii în centru. Suntem la început de an școlar. Bine, începutul ăsta, noi toți spunem că suntem la început și se termină primul semestru până reușim să ne lămurim, dar să spunem așa, cu ce planuri ați început și desfășurat acest an școlar, ce, nu știu, dacă sunt dificultăți sau ce sperați de la acest an școlar? Ca orice director, eu sper să fie un an mai bun decât cel care a fost. Nu a fost un an rău nici anul școlar trecut pentru liceul din Novaci și în fiecare an ne-am îmbunătățit activitatea. Plecând de la simplu fapt, știu, pentru noi e foarte important, știți bine, realizarea planului de școlarizare și atragerea de elevi cu potențial. Și asta noi avem deja în anul acesta școlar. Cei mai buni elevi din zona de nord a județului Gorj sunt la noi elevi în clasa a 9-a. Vrem să avem rezultate bune la concursurile școlare, vrem să avem rezultate mai bune la examenul de bacalaureat și cred că toată colectivitatea novăceană speră să avem la sfârșitul anului rezultate foarte frumoase. Fiind la capitolul, să spunem așa, de planuri, de proiecte pentru acest an școlar, e clar, pe partea, să zicem așa, școlar, stați bine și, în general, sunteți în primele, cred că din rural, oricum sunteți în topul celor mai bune licee din, nu rural, din față de municipiu. Deci da. E vorba de celelalte localități în afară de municipiu Târgu Jiu. Dar vreau să remarc un lucru, dacă ați făcut și planificarea așa sau ce v-ați propus pe partea extrașcolară. Știu că nu-i treaba neapărat a directorului, dar în general în ultimii ani v-ați remarcat și pe aceste activități extrașcolare pe care le țineți și sunt importante pentru toată comunitatea novăceană, nu doar pentru elevii de la liceu și profesorilor. Da, am colegii pe Cosmin Maricoiu și pe Iulia Giugiulan care deja scriu
și vor trimite proiectul lor, Magie prin poezie, concursul și simpozionul vrem să-l facem național anul acesta și au feedback de la 30 de județe din țară, deci ideea lor a fost îmbrățișată de colegi din țară și încercăm și cred că vom reuși să depunem un proiect cu finanțare europeană să meargă elevi de la clasa a 10-a profesională. Deci un avem proiect tot Erasmus, da. Să meargă în Spania pentru o practică de 3 săptămâni. Deci pe stagii de practică. Pe stagii de practică și la fel și pentru elevii de clasa 11-a de la clasa de învățământ vocațional sportiv. La fel să meargă 3 săptămâni să facă o practică acolo. Ar fi extraordinar pentru elevii noștri și ar învăța foarte multe și sunt convins că fiind zona turistică, ei fiind pe specializarea turism și alimentație, nu doar liceul ar avea de câștigat, ci toată zona. Inclusiv Rânca. Da, am înțeles și apropo de aceste idei, aceste proiecte, ele se, iată, cum spuneam, experiența se vede și în același timp oportunitățile care se deschid pe această direcție. Dar e un an, cum spuneați, un an în care vă doriți mai multe sau rezultate mai bune la bacalaureat. N-au fost nici până acum slabe, sunt rezultate peste media pe județ, ceea ce e important. Însă, pentru alte licee, nu știu dacă vă încadrați, că liceul teoretic nu cred că se încadrează pe acel tip de proiect ROSE, deci numai pentru licee tehnologice. Noi avem filieră tehnologică, dar suntem în ultima etapă a acestui proiect, având procentul la bacalaureat mare. Da, deci să ia cei cu procentele cele mai mici și va veni. Și noi suntem în ultima etapă. Da, este și asta o oportunitate care poate fi folosită în următorii ani. Spuneam, în acest moment se discută foarte mult de o nouă lege a educației. Chiar era un exercițiu făcut astăzi la întâlnirea cu directorii de școli din județ, a conducerii inspectoratului școlar, la care au participat atât prefectul de Gorj, cât și șefii inspectoratului județean de poliție, de jandarmerie, în orice caz, foarte multe instituții care lucrează cu școala. Erau la un moment dat în discuție legea educației naționale actuale. Și e o dezbatere întreagă, 5 lucruri care ne plac la această lege, 5 lucruri care nu ne plac. Astea cu plăcutul sau e mai greu de discutat, mai ales că unele dintre prevederile inițiale ale legii au fost schimbate între timp. Care totuși sunt lucrurile care, să spun așa, ar trebui schimbate ca să vă desfășurați și ca liceu teoretic sau în orice caz ca învățământul să nu mai aibă actualele sincope care se manifestă și la nivel național, chiar și la nivel județean. Ce lucruri ar trebui corectate în noua lege, din experiența dumneavoastră? Din experiența mea, cred că ar trebui să se umble totuși la curriculum. Deși în lege se stipulează că vor avea libertate profesorii și elevii să aleagă acele discipline opționale, mai multe ore la alegere, totuși nu se face. Programul copiilor este încărcat, îi văd pe copii văitându-se că e foarte multă informație și atunci trebuie lucrat pe partea practică a ceea ce învață copiii. Pentru că sunt multe, e prea multă teorie și practică și asta s-a dovedit și în testele PISA care s-au, și rezultatele României la testele PISA. Copiii noștri merg mai mult pe o gândire mecanică decât pe o gândire logică și asta aș schimba în primul rând. După aceea, sistemul de a da bacalaureatul, aș merge pe un bacalaureat pe interdisciplinar, pentru că un elev care, să zicem, termină la un profil real, să zic, de matematică, este insuficient să își dovedească, sau maturitatea, nu că e examenul maturității, doar la matematică, să zic, sau la informatică. Eu cred că poate se
poate face un bacalaureat interdisciplinar. Deci dacă termină profilul real, atunci să vedem abilitățile, cunoștințele lui în acest domeniu. Pentru că el va urma și facultatea până la urmă pe acel profil. Da, vorbim de foarte mulți ani să dăm un bacalaureat diferențiat, adică cumva da, legat de specialitate. Da. Din păcate nu se prea întâmplă acest lucru și de aici rezultatele foarte slabe pe partea de liceu tehnologic, media și la nivel național da. Foarte mică, dar și cumva centrarea spre partea teoretică, unde sunt și rezultatele foarte, foarte bune. Adică există un anumit nivel pe general. Liceele teoretice la Gorj au un procent și la bacalaureat destul de mare. Dacă vă întreb acum, probabil ați avut pe partea teoretică, ce profil ați avut? Deci matematică, informatică, da. Filologie. Așa. Și procentele aici sunt... Absolut. Da. Deci sunt. Automat de acolo se ridică per total. Dar și la clasa de economică am avut rezultate bune. Nu putem. Cred că până la urmă contează foarte mult în reușita unui bacalaureat munca profesorului la clasă și suplimentar. Pentru că în liceul din Novaci profesorii lucrează suplimentar cu elevii. Asta se și cere cumva, tot suntem pe discuția aceasta legată de auxiliarele acelea care nu sunt în școli, a manualelor care n-ajung la gimnaziu deocamdată, la licee, probabil o să fie nebunia asta în următorii ani când se vor schimba manualele da. La liceu. Din acest punct de vedere, deci pregătirea extrașcolară sau pregătirea din afara clasei efectiv, deci programului școlar, contează foarte mult și din păcate în unele locuri nu se poate face, sunt zone în care se face navetă foarte multă sau ceva de genul ăsta, sau poate nu mai există nici dorința aceea și se manifestă cumva și într-o parte și în alta, și la profesori, în unele cazuri, din părți da. Din județ, dar și la elevi, de multe ori, chiar dacă ai program organizat, nu le interesează să vină. Am văzut, inclusiv la televiziunile locale în anii trecuți, pregătire pentru bacalaureat la nu știu ce liceu din oraș și veneau 2-3 copii la pregătire. Haideți să luăm așa. Deci, dacă este, să spunem, într-o școală, un singur profesor, dacă este, să zicem de matematică sau de română, care are dorința de a face pregătire cu elevii, cu siguranță face și cu elevii pe care nu îi are neapărat la clasă. Deci pot să vină din 5 clase, cum am avut noi anul trecut, pot să vină la profesorul X, că face astăzi pregătire, și alți elevi. Care nu îi are la clasă. Exact. Da. Deci, în ceea ce privește profesorii, cred că se poate rezolva foarte ușor. Naveta nu cred că îi împiedică foarte mult pe elevi, pentru că se pot găsi posibilități să rămână o oră pe săptămână, două ore pe săptămână, sau măcar în acea perioadă care este de la sfârșitul cursurilor, de la încheierea cursurilor, că e încheie în cursurile la sfârșitul lui mai, până la examenul de bacalaureat. Iar elevii, eu sunt convinsă că elevii participă la aceste pregătiri suplimentare dacă i-ai conștientizat că este în folosul lor. Asta e cu totul altceva, da. Și dacă discuți cu familia și se bucură familia să aibă astfel de oportunități pentru copiii. Da, care... avem acum și nu dăm nume... Avem licee care, iată, se complac de ani de zile în procente în care 2, 3 sau poate niciun elev nu promovează bacalaureatul. Acolo nu cred că mai poate fi vorba, bun, un accident într-un an, accident în 2, dar deja din momentul când constant te încadrezi acolo, există o problemă, una mare, care provine și de la management, și de la profesor, și de la elevi. Cu siguranță, nu este cineva singur vinovat. Până la urmă, cred că sunt niște factori care concură la așa ceva. De ce vă întrebam, apropo de, să spunem așa, cele legate de nemulțumirile, legate de legea educației și eu văd la nivel, nu vă afectează foarte mult că sunteți un liceu cu,
se spune așa, în care nu intră chiar toți elevii, adică se intră cu medii destul de, medii peste 5. E, sunt foarte multe licee în care media anul acesta de admitere a fost 1,90 și ceva și se face medie 20%, contează media 5,8 sau 2 și ceva. Acești elevi care merg la liceu pentru că le permite legislația, așa dacă nu le-ar permite până la 5, s-ar duce la profesională și ar fi alte situații. Așa ei vin la liceu, cu siguranță nu vor putea fi aduși pe linia de plutire și ei se vor regăsi după 4 ani de liceu în cei care nu promovează bacalaureatul. Au pierdut 4 ani din viață, statul român a cheltuit cu ei și practic avem progresul până la genunchiul broaște. Dar îmi spuneți că stau 4 ani în liceu. Păi dacă ei chiar nu au, dacă nu au cunoștințe să promoveze clasa 9-a sau clasa 10-a, cred că noi avem un principiu foarte prost. Repetenția este și ea o evaluare până la urmă a cunoștințelor pe care le are elevul. Da, eu o să fiu vocea, să spunem așa... elevilor. Nu neapărat, dar... Să zicem că liceul respectiv face clase la limită sau sub limită și nu poate să lase pe niciunul că sigur rămân, se desfințează clasa. Atunci ne aflăm într-un cerc vicios, da. Și cercul ăsta vicios până la urmă trebuie să găsească o soluție, să meargă pe învățământ profesional, eventual. Noi avem, de 2 ani de zile suntem liceu teoretic, suntem liceu cu rezultate bune la bacalaureat. Și totuși noi am înființat anul trecut o clasă de învățământ profesional. Tocmai de asta. Pentru că nu este normal ca un copil să meargă la liceu dacă el are cunoștințe minime. Și anul trecut profesorii de la clasă, acei elevi de la clasa profesională, să știți că i-au învățat și alfabetul limbii române, să și scrie, să citească, i-au învățat tabla mulțirii. Bun, cum ați reușit să faceți clasa de învățământ profesional? Că vedem că avem o problemă. Anul acesta nu s-a reușit nici măcar la clasele de învățământ dual, cele ale CO-ului făcute, de exemplu, sau cele ale celor de la Artego făcute cu liceul, Magheru, da. Nu, cu Magheru, cu Henicoanda au făcut clasele respective. Nu s-au reușit să se ocupe, deși copilul respectiv primea pe lângă cazare, masă, primea și 5 milioane din cele două finanțări, de la stat și de la întreprinderea privată. Și totuși nu au vrut să vină. Știți de ce cred eu? Cred că nu s-a popularizat oferta și părinții, eu cred că nu au știut într-adevăr avantajele pe care le au acești copii. Eu vorbesc din experiența liceului Novaci. Am mers în fiecare școală din zonă, de unde știm că avem elevi, și am explicat la ședințele cu părinții, la orele de dirigenție, am explicat avantajul acestor clase de învățământ profesional. Și părinții, în primul rând, părinții trebuie să fie conștienți de avantajele astea. Și atunci eu cred că asta s-a întâmplat. Nu au mers să discute cu... Bun, ne mai izbim însă de o situație și mărturisesc că asta am văzut-o și la absolvenții de clasa 8-a se manifestă și nu neapărat la elevi, cât la părinților. Încă chestia asta, deci nu pot să-l dau la profesională și ăsta că îl privește ca și cum copilul ar avea ceva sau ceva de genul ăsta, ceva rușinos. Încă e chestia asta pe care o privesc părinții. Nu, să facă liceu, că toată lumea face liceu sau... A fost până acum câțiva ani așa și practic avem o situație în care părinții nu pot fi convinși, unii dintre ei chiar nu pot fi convinși de necesitatea ca elevul acela care nu face față unor cerințe, există cazul ăsta, există și diametral opus, în sensul un copil care ar face față cerințelor de la liceu, foarte bun copil de 7-8 sau merge la profesională și îndrumat de părinți și datorită, să zicem, stării materiale și învață o meserie. Da, dar părinților trebuie să poți să le explici că ei fac acești trei ani de învățământ profesional și își pot continua studiile după aceea, ei pot să termine liceul, viața lor nu se termină cu o clasă de învățământ profesional. Atunci poate că iau și o maturitate
știu, în care pot să-și aleagă un drum. Și atunci merg în clasa 11-a, 12-a, să-mi continui studiile. Eu cred că este o lipsă de comunicare între școală, familie, cadrele didactice din școlile generale, pentru că ne confruntăm câteodată și cu mentalitatea profesorilor din școlile generale, care îi îndrumă, da, merge acolo. Atunci, cred Bun. Că asta trebuie făcut. Cum ați rezolvat asta? Deci cum e comunicarea cu părinții la nivel de... E clar că e pozitivă de vreme ce ați reușit să face și clasa de profesională și completați locurile fără probleme, chiar cu medii foarte bune. Bine, atrag și rezultatele astea, cu siguranță. Sunteți pentru zona respectivă și unii, să zicem, cumva, aveți un neapărat un monopol al istoriei, dacă puteți spune așa, că între timp au mai apărut și alte licee Absolut. În zonă. Dar cu toate acestea vă mențineți acolo, undeva sus, mă refer ca și punct de atracție. Cum reușiți să gestionați această comunicare cu părinții, această relație cu părinții? Vă referiți la părinții elevilor din liceu da. Sau părinții copiilor din școlile generale? Cum comunicăm? Și una și alta. Practic, ei cei de la generale devin elevi la asta. Deci, până la urmă, trebuie să-i convingeți înainte și după aceea să-i aveți în colaborare. Da. Ce se întâmplă? Noi avem în liceu deja elevi din toată zona. Ei au frați mai mici în școlile generale, părinții elevilor din liceu vin totdeauna la ședințele cu părinții și discuția pentru anul școlar viitor la noi începe deja de prin noiembrie, de la ședința cu părinții din primul semestru. Cu părinții din liceu, eu zic că am o colaborare bună și am rugat totdeauna diriginții să informeze permanent părinții despre activitatea pe care o au elevii. Sunt diriginți care trimit mereu SMS-urile părinților să știe despre copii, dacă sunt sau nu sunt la școală, și părinții sunt implicați până la urmă. Au și o asociație, sunt constituiți într-o asociație a părinților, ne sprijină în diverse activități. Am spus totdeauna și la începutul anului școlar și la ședințele cu părinții că dialogul cu părinții, ce vor părinții, trebuie să știe școala. Și școala trebuie să aibă o colaborare foarte bună cu părinții. Da, asta toată lumea, să zicem așa, sau toată lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru, că trebuie să existe o colaborare foarte strânsă între părinți și elevi, dar știți cum se spune, la învățământul preșcolar, chiar și învățământul primar, părinții vin zilnic la școală că le ia pe copil sau ăsta, în gimnaziu deja se întâmplă o dată pe săptămână, dacă se mai întâmplă, iar în liceu, practic, nu mai ajung deloc părinții să vadă ce fac copiii. Da, nu mai deci ajung părinții, dar putem să ajungă școala la părinți. Da, și deci nu funcționează acest lucru la Novaci, în sensul că aveți o colaborare mult mai bună. Da, și pot să vă spun că la sfârșitul anului, când sărbătorim ziua absolventului, când este cursul festiv de dirigenție, pe care îl ținem în sala mare a Casei de Cultură, vin părinți foarte mulți. Asta deci și la început, și la sfârșit, și pe parcursul... Mulți dintre ei foști elevi ai liceului. Mulți dintre ei, da, foști elevi ai liceului. Să zicem, una din pietrele importante la temelia edificiului învățământului dintr-o localitate este cu siguranță comunitatea locală, în cazul nostru administrația locală, primăria. Care, cum aveți colaborarea cu primăria și Consiliul Local de la Novaci? Din nou spun, suntem o școală fericită. Pentru că avem permanent în mijlocul nostru autoritățile publice. Poate și pentru faptul că avem câțiva profesori consilieri și care ne sprijină și merg cu problemele școlii în Consiliul Local, dar și domnul primar vine permanent în rândul nostru. Anul acesta deja primăria a inițiat un proiect de reabilitare a sălii de sport de la noi, de la liceu, de construirea unei toalete pentru corpul principal.
reabilitarea cantinei, deci este interesată de problemele școlii, permanent. Da, contează foarte mult buna colaborare cu administrația locală. De fapt, ca și director, se încheie un contract managerial și cu partea, cu administrația locală, pe parte financiară, să spunem așa. Apropo de colaborările pe care le... Cum asigurați, iată, erau chiar e o discuție întreagă la nivel național cu paza școlilor. Ministrul Educației, că se pare că intră în morișca aceasta a remanierii. Liviu Pop vorbea despre faptul că școlile sunt în momentul de față nepăzite și așa este, pentru faptul că nu prea există nici la licee și în general la școli nu prea există paznici, ca și paznici, se folosesc diverse artificii, iar financiar nu poți să angajezi o firmă de pază sau ceva, se mai pot face diverse lucruri cu părinții, cu asociațiile de părinți. Cum rezolvați asta la Novaș, de exemplu? Deci noi avem la liceu, în timpul cursurilor, paza asigurată de o firmă de securitate. Plătită de cine? Plătită de școală. Sunteți într-o situație foarte bună și financiară. Suntem într-o situație foarte bună financiară, dar asta pentru că, știți bine, costul per elev, cu cât ai elevi mai mulți, cu atât te poți descurca mai bine, dar noi avem și paznici de noapte. Da, deci nu încărcăm schema cu personal nedidactic, cu alți angajați. Sunt necesari paznicii de noapte, așa cum este necesară paza. Și pot să spun că pe lângă aceștia, permanent la noi vine un echipaj al jandarmeriei, în fiecare zi sunt prezenți în rândul copiilor, un echipaj al poliției. Cred că iar suntem o școală. Da, dați exemplu și din această direcție. Suntem, încerc să vă citesc câteva din mesajele venite. Unul dintre ele sună așa: felicitări pentru ceea ce faceți la liceul LTN, la liceul teoretic Novaci, atât din punct de vedere școlar, cât și extrașcolar. Prieteni, în ghilimele, știu de ce, spune cineva. Da, știu. Nu știți la ce se Probabil, referă. Nu, cred că este o glumă, până la urmă, dar... Nu, este pozitivă până la urmă, vă felicită pentru activitatea. Spune cineva, platforma pe care se află Novăcenii îi obligă la foarte multe lucruri. Au o tradiție, au realizări, succes în continuare. Mulțumim! Într-adevăr, voiam să vă spun că în afara colaborării cu primăria, noi avem colaborări și o colaborare extraordinară și cu Obștea Banca Gilord. Spune cineva, asta e pentru partea tehnică, să fii atentă. Bumbești pițic, spune cineva, când puteți dați mai tare la sonor că nu se aude. Așa, asta e pentru colegii mei, ca să ia legătura cu... Așa. Spune cineva așa despre liceul din Novaci, am auzit foarte multe lucruri frumoase, iată că doamna directoare ne spune câteva din aceste lucruri, dar trebuie să nu uitați că vă bazați și pe primărie și pe oamenii de acolo. Absolut, deci așa este. Și nu cred că poate o școală să realizeze lucruri frumoase fără sprijinul primăriei și fără sprijinul întregii comunități, v-am spus, nu... Nu doar avem agenți economici cu care colaborăm, ne sunt mulți. Vă întreabă cineva, aveți în proiect sau vorbeați într-o emisiune anterioară despre un concurs de turism la nivel județean sau național? Ce s-a mai făcut pe această direcție? Da, prima fază am avut-o anul trecut. Și acum trebuie să fie faza următoare, să facem concurs județean. Și până în decembrie noi vom depune la inspectoratul școlar regulamentul și apoi îl publicăm pe site-ul liceului. Vrem să atragem întâi liceele din județ să participe la acest concurs de promovare a turismului din zona Novaci și sperăm că va fi, până la urmă, vom ajunge cu el la o fază națională. Și este inițiat de liceu în colaborare cu Obștea Banca Gilordul.
Spune cineva, aceste proiecte de la Novaș presupun foarte multă muncă. Felicitări și la cât mai multe. Da, presupun multă muncă, dar nu facem munca asta numai directorul. Există echipa de proiect și sprijinul este și colaborarea între colegii mei este extraordinară. Să ne spună, doamna directoare, care au fost ultimii nemedii de intrare la clasele de liceu? Spune cineva. Nu am statistica exactă. Probabil este cineva care vrea să știe că anul acesta la clasa de matematică informatică, prima clasă, s-a ajuns cu media aproape de 6, la clasa de științele naturii 5,91 a fost ultima medie, la filologie a fost mai mare, peste 6. La clasa de economică a fost mai micuță, s-a dus la 5,60. Sper să dau. Dar au venit prin redistribuire, ca asta vreau eu să subliniez, că au mai venit prin redistribuire niște elevi pe motive medicale, dar nu în prima etapă. Da. Deci asta înțeleg eu, medie de intrare, prima etapă până la urmă. Cineva ne-a trimis un mesaj și spune ok. Deci, înseamnă că a fost mulțumit de răspunsul meu. Nu știu dacă se referă, că e mesaj intrat de acum câteva minute. Da. Deci îi spun un ok. Cred că se referă la emisiune. Da. Suntem pe ultimile minute ale emisiunii și dacă leitmotivul acestei emisiuni a fost tocmai implicarea tinerilor în viața cetății, cum vedeți acest lucru la Novaci, pe lângă această audiere publică, cu siguranță se va face și centru de tineret. Cum o vedeți, sau elevii pe care aveți, viitorii cetățeni ai Novaciului, cum se poate implica să schimbe cumva fața localității? În pozitiv, ea se schimbă zi de zi, da? Da, ea se schimbă și este vizibilă schimbarea orașului Novaci. Tinerii pot să facă activități culturale, pot să aducă personalități din diverse domenii să vorbească celorlalți. Tinerii pot să aibă, grupurile lor de iubitori de muzică, de iubitori de sport, să își petreacă timpul împreună. Tinerii pot să facă activități de ecologizare, activități de voluntariat. Tinerii, până la urmă, pot să aibă idei extraordinare și noi trebuie să îi încurajăm. Nu ne rămâne decât să vă urăm succes în tot ce faceți la Novaci, să le urăm tinerilor să aibă cât mai multe asemenea idei, că iată, vin cu idei bune și ele se transformă și în realitate. Și cu siguranță ne vom mai întâlni pe acest segment editorial în anul ăsta școlar. Mulțumim și încă o dată vă mulțumim că sunteți și dumneavoastră alături de noi în popularizarea activității pe care noi o... Vă mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană. Doamna Mădălina Popica, directorul Liceului Teoretic Novaci, a fost alături de noi. Mulțumim pentru atenție. La revedere!